Bună dimineața, dragii mei! M-am trezit, acum este 7:30, soțul a plecat la dejun, dar pentru mine dejunul este foarte dimineață. Iată, vedeți munții acolo și zăpada, undeva 20 de centimetri. Se așteaptă o zi frumoasă, dar eu acuși o să fac un pic de înviorare, o să mă spăl pe dinți, o să beau apă. Apoi voi lua fructe pe stomacul gol, fiindcă eu așa dimineața nu iau dejunul și mai bine să fiu flămândă decât să ies din rutina mea de alimentație. Dar sper că astăzi o să fie o zi bună și cu dispoziție pentru schiat. Pentru cei care și-au dorit să știe ce mi-am luat eu pentru ca să mă simt bine, aici mi-am luat o mască hidratantă și energizantă cu vitamina C de la Academie, trusa de voiaj, apă micelară, lăptișor. Cel mai important, mi-am luat crema de protecție supra-ultra protectoare de la Academie pentru munte, care ajută să ne protejăm până la 30-40 de grade dacă este frig afară. Este minunată, are așa o consistență mai densă, mai grasă și mi ajută foarte mult. Mereu o iau la munte cu mine. Am aici încă o cremă de protecție de la Academia, se termină de acum, cu SPF 40. Se așteaptă azi soare și este binevenită crema de protecție la munte. Mai departe, aici am un fond de ten cu cremă de protecție, dar nu știu, îl voi folosi dacă o să am nevoie. Pentru ce am aici o cremă care am preparat-o eu singură, cremă grasă, cremă mască este aici, pe bază de lanolină, pe bază de ulei de jojoba, de argan, de migdale, de ceară, de albinuțe. Este foarte bună și când vin de la schiat, când venim de afară, o aplic ca o mască, o mască cremă grasă. Numai decât ochelarii de soare mi-am luat, căci este nevoie. Și am aici un spray nazal din uleiuri, ulei de eucalipt, ulei de migdale, un amestec de uleiuri de muscată, la fel, și îmi prelucrez sau îmi stropesc, nu știu cum corect să spun, mucoasa nazală. Și un spray de la Guna, este Sinus, care mi ajută să mențin mucoasa nazală într-o stare sănătoasă. Deci uleiul, amestecul acesta de ulei îl stropesc dimineața, iar Guna Sinus noaptea, fiindcă îmi ridică imunitatea mucoasă și este ca un remediu profilactic pentru sinusurile mele foarte, foarte sensibile. Mi-am luat și Enghistol. Enghistol este un preparat homeopatic, la fel ca și spray-ul Guna. Este o vaccină bio pentru profilaxia bolilor virale și a gripei. Și iau o pastilă după dejun, cu jumătate de oră, și îl țin sub limbă pentru a mări imunitatea mucoasei gâtului și cu scop de profilaxie și a amigdalitelor. Este foarte binevenit în perioada de iarnă, în perioada epidemiologică a bolilor virale. Vă sfătui și voi să aveți în farmacia voastră de voiaj acest preparat. Așa. Arnica, la fel un unguent homeopatic pentru a preveni durerile, pentru a preveni ecchimozele și chiar și a trata edemele la picioare,
edemele, păliturile care le vom avea la săniuș și la schiat, sper să nu le avem. Alături de acest unguient de arnică am și Relief, un unguient pentru dureri musculare, pentru extinderi musculare. La fel este foarte binevenit în cazurile de călătorie. L-ați mai văzut în filmulețul cu masajul când gâtului, când soțul mi-a făcut masaj la zona cervicală. O să vă las linkul în descriere. Aici ce am eu? Un unguient, la fel preparat pe o tehnologie a floristică a lui Bach, tehnologia floristică a lui Bach, tratamentul floristic, se numește Resurs, este o cremă pentru față care liniștește tenul după ger, după soare, îl calmează și îl relaxează. Dar alături de aceste creme mai avem și traumelul, care în Europa se scriu O de traumelul, unguient homeopatic, la fel se folosește în durerile musculare, în masaj îl folosim. Eu îl folosesc ca masaj după exercițiile fizice, iată, după schiat, după plimbările noastre lungi în munți. Și este foarte, foarte bun, îl folosesc de acum din 2004 și îmi place că mi ajută în timpul când fac exerciții fizice și mă dor mușchii la mialgii și la extinderi musculare, de extinderi ale ligamentelor. Am aici și niște picăturile, picături pentru ochi. Chiar ieri mi-am picurat, fiindcă și citesc mult și lucrez la telefon acum și ieri ne-am plimbat foarte mult și era soare și pentru a-mi proteja mucoasa ochilor îmi picur aceste picături oftalmologice. Iată, cam acesta este arsenalul meu farmaceutic acum în călătorie. Eu vă iubesc, dragii mei, vă motivez să știți că viața este frumoasă la orice vârstă și puteți să călătoriți având cu voi tot ce vă face bine, tot ce aveți voi pentru voi să vă simțiți în armonie, să puteți rezista la orice condiții și meteo și în orice situații de viață. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Să auzim de bine. La revedere. Să aveți zile frumoase, vacanță plăcută și minunată. Pace în suflet, lumină în inimile voastre.